la zi. Am ajuns la un compromis care rog să fie făcut public de către domnul ministru Ion Pejă. Stimate domnule ministru, vă rog frumos. Da, vă mulțumesc. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai guvernului, în urma discuțiilor pe care le-am avut și a informației prezentate de către reprezentanții Consiliului Suprem de Securitate, având în vedere recomandările Consiliului Suprem de Securitate din 30 martie 2021, în temeiul articolului 7, alineatul 2, litera I și articolului 11, litera D, din Legea Reglementării de Stat a Activității Comerciale Externe, numărul 1031 din 2000, cu modificările ulterioare, Guvernul hotărăște, se interzice până la data de 12 aprilie 2021, inclusiv exportul în Republica Moldova a grâului, pozițiile tarifare 1001 din rezervele de stat. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în monitorul oficial. Vă mulțumesc, domnul ministru. Stimați colegi, cine este pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre de guvern, rog respectuos votul dumneavoastră. Unanim. Stimate domnule prim-ministru, ceea ce n-am reușit să menționez e că această hotărâre de guvern este până la data de 12 aprilie. Am menționat în hotărâre doar pentru a scoate încă o dată în evidență informații pe care le avem în teritoriu, pentru că securitatea alimentară a țării este asigurată, dar din informațiile prezentate de reprezentanții Consiliului Suprem de Securitate s-a solicitat ca anume grâul din rezerva de stat să nu fie exportat din țară. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc și eu, stimate domnule ministru, stimați colegi, stimați membri ai guvernului. Eu vă mulțumesc pentru efortul din ziua de azi care l-am depus la această oră târzie și vă mulțumesc pentru deschiderea și disponibilitatea de a identifica un compromis la subiectul securității alimentare. Vă mulțumesc și dați-mi voie să vă urez o seară din cea mai rămas plăcută. Aveți grijă, păziți-vă dumneavoastră și păziți-i pe cei dragi dumneavoastră. Vă mulțumesc!